În ultima ședință a Consiliului Județean, consilierul UNEPR Costache Lupu, președintele Clubului Ecvestru Neamț, a ținut să aducă la cunoștința consilierilor județeni, de care tocmai se desparte, situația dramatică a Clubului Sportiv Ecvestru Piatra Neamț, care de 3 ani s-a luat la trântă cu mafia imobiliară ce a pus mâna fraudulos pe terenul pe care în urmă cu 30 de ani a fost construită cu banii nemțenilor cea mai frumoasă bază hipică din România. Este vorba de o situație pe care dumneavoastră cunoașteți, sunt convins, care se perpetuează la un complex sportiv de talie națională și internațională, care a găzduit până în momentul de față cel precedat pe echipă mondială și cel mai important concursuri de prăjie, și care, eu nu mă feresc de cuvinte mari și grele, prin niște manevre neortodoxe, terenul respectiv, începând din anul 2008, repet, prin diverse manevre, a ajuns ca să fie vândut la licitație, deși acolo există o infrastructură, există niște obiective care deja sunt cumpărate de altcineva, asta nu are importanță. Consilierul Costache Lupu a expus pe scurt colegilor de care tocmai se desparte povestea Clubului Ecvestru Neamț, construit în urmă cu 30 de ani prin eforturile financiare ale cetățenilor din întreg județul. Deși a câștigat procesul la Curtea Supremă de Justiție, prin care s-a anulat vânzarea frauduloasă a terenului pe care se află baza hipică, Consiliul Local Piatra Neamț nu a trecut la punerea în aplicare a hotărârii de a intra în posesia terenului și de a-l trece din nou în domeniul public, așa cum cere hotărârea judecătorească. Și îmi îndrept și eu către Consiliul Local și către Primăria Municipiului Piatra Neamț, nu săgeți. Eu știu privirea nu rugătoare, ci foarte penetrantă, pentru ca măcar noul Consiliul Local care a fost ales acum să îndrepte aceste greșeli, mai ales că domnul primar Titic a promis-o public și ne-a spus personal că în condițiile în care noi câștigăm procesul, a fost un proces care a durat 2 ani de zile, care l-a furtat Clubul Sportiv Ecvestru cu ANAF-ul și cu cumpărătorul, cu gest securitic. Și noi am câștigat procesul. L-am câștigat în ultima instanță. Și a spus, domnule, în momentul în care voi câștigați procesul, eu vă promit că voi înainta un proiect de hotărâre în Consiliul Local pentru ca terenul să revină înapoi unde a fost, respectiv în domeniul public, și după aceea să fie încredințat pentru activitate care se desfășoară la Piatra Neamț de 3 ani, 30 de ani de zi. La ultima ședință de Consiliul Județean, Costache Lupu a rugat consilierii care vor face parte și din viitorul legislativ să pună presiune pe Consiliul Local Piatra Neamț de a emite o hotărâre de Consiliul Local pentru aplicarea hotărârii judecătorești de îndreptare a erorii voite a vechiului Consiliu Local Piatra Neamț de a trece terenul din domeniul public în cel privat pentru a-l putea înstrăina fraudulos, așa cum s-a și întâmplat. Pentru că n-am apelat până acum la Consiliul Județean, în condițiile în care se vor mai tărgăna lucrurile, știți foarte bine, pe la invers este insolvent. Terenul a revenit acum din nou la pe la invers, datorită insistențelor noastre și procesului pe care noi l-am purtat 2 ani de zile. Și acum cei de la pe la invers, dacă lucrurile nu se vor rezolva la nivelul Consiliului Local, pentru că Consiliul Local este acționar majoritar la pe la invers, și poate foarte bine să inițieze o hotărâre pe Consiliu, să-i găsesc soluții juridice, am discutat cu domnul Titic, a fost în campanie electorală, nu am deranjat deloc în perioada aceasta, dar de acum, probabil că o să-l deranjăm din nou, pentru că noi avem această datorie să luptăm pentru ca un bun care a fost construit de întreaga comunitate locală și județeană, și foarte bine, prin muncă patriotică. Construcția a durat din 82 până în 86. Și acest bun trebuie să fie pus la dispoziția cetățenilor din municipiu, din județ și din România. De altfel, Costache Lupu a reușit să determine conducerea Consiliului Județean ca în ultima ședință să promoveze o hotărâre de asociere a Consiliului Județean pentru organizarea în perioada 10-14 august la Piatra Neamț a finalei Campionatului Național de Călărie, trofeul Virgil Bărbuceanu, prin care s-a aprobat alocarea a 70.000 de lei pentru susținerea financiară a organizării unei asemenea competiții de anvergură. Competiția marchează aniversarea 30 de ani de sport ecvestru la Piatra Neamț.